Mă bucur că putem să continuăm studiul din Cartea lui Iov. Am ajuns la penultima lecție din acest trimestru și se pare că ceea ce este cel mai bun am păstrat la urmă. Vrem să vorbim astăzi despre caracterul lui Iov. Și acest caracter este exprimat în vorbirea finală a lui Iov. Și eu. Numesc aceste capitole de la capitolul 26 până la 31, în vorbirea finală a lui Iov, ea, ele descriu contrastele. E, vorbirea finală a lui Iov este o, o vorbire care arată două contraste atât de evidente și de ia, înălțătoare, dacă vrem să le numim așa. Haideți să începem cu capitolul 27. Și aici Iov începe și spune așa, Iov a luat din nou cuvântul, a vorbit în pilde și a zis, Viu este Dumnezeu care nu dă dreptate, viu este cel tot puternic care îmi amărăște viața, că atâta vreme cât voi avea suflet și suflarea lui Dumnezeu va fi în nările mele, buzele mele nu vor rosti nimic nedrept limba mea nu va spune nimic neadevărat. Departe de mine gândul să vă dau dreptate, până la ce din urmă suflare îmi voi apăra nevinovăția. Țin să-mi scot dreptatea și nu voi slăbi. Inima nu mă mustră pentru nici una din zilele mele. Vrăjmașul meu să fie ca cel rău și potrivnicul meu ca cel nelegiuit. Ce nădejde mai rămâne celui nelegiuit când îi taie Dumnezeu firul vieții, când îi ia sufletul? Îi ascultă Dumnezeu strigătele când vine strâmtoarea peste el? Este cel tot puternic de lui? Înalță el în tot timpul rugăciuni lui Dumnezeu? Voi voi învăța căile lui Dumnezeu, nu vă voi ascunde planurile celui puternic, dar voi le cunoașteți și sunteți de același gând. Pentru ce? Dar vorbiți așa de prostește. Și apoi, după ce el arată ce înseamnă neprienit și care este răsplata celui neprienit la judecată, el arată în contrast răsplata celor nedrepți, dacă citiți mai departe în acest cum capitol. Și Iov, fiind drept, el așteaptă răsplata neprienitului atunci când Dumnezeu se va ridica la judecată. Iov știe că el va fi, uh, cum să zic, justificat și el va fi va primi răsplata celui neprienit și nu a celor nelegiuiți sau nedrepți. Apoi vine capitolul 28, care aparent nu are mult de a face cu discursul și totuși are foarte mult dacă înțelegem despre ce este vorba în ce înseamnă valoarea înțelepciunii și zice, aduce acest contrast că valoarea înțelepciunii, adică înțelepciunea nu poate să fie găsit pe pământ, ea acolo nu există, ea doar la Dumnezeu există, iar valoarea pietelor și metalelor prețioase, acele se găsesc în pământ, se pot scoate la iveală, dar unde voi putea să îți scoți înțelepciunea? Și iată ce zice el la sfârșitul acestui capitol fenomenal, Iov 28 cu 28, apoi a zis: Iată frica de Domnul, aceasta este înțelepciunea, depărtarea de rău este pricepere. Deci, în tot capitolul, în tot, nu în tot capitolul, în tot studiul acesta lui Iov, este vorba de dreptate, de neprihănire. Este Dumnezeu drept când îl dă pe Iov în mâinile celor răi și poate un om să fie drept înaintea lui Dumnezeu. Acestea sunt subiectele de bază ale acestui, acestui studiu. Și aici, înțelepciunea care are locul ei și iată ce zice, iată că frica de Domnul ea este înțelepciune. adică să îți dai seama că ești un, ofință creată, să îți dai seama că va trebui să dai socoteala pentru ceea ce ai făcut sau n-ai făcut, pentru că nu ți-a parțit ție. Frica de Domnul este înțelepciune, adică ea te va duce la neprihănire și depărtarea de rău este pricepere. Iată care foarte multe a face înțelepciunea, de aceea și Biblia prin Solomon descrie foarte mult aceste lucruri în Proverbe și în Eclesiastru ca să înțelegem că temerea de Dumnezeu este înțelepciune. A se orienta după Dumnezeu pentru ceea ce faci sau nu, aceasta este înțelepciunea, dar aceasta este și dreptatea, aceasta este și adevărul, aceasta este și fericirea omului. Iată că acest capitol, 28, are o, o importanță foarte mare și frumoasă în tot discursul lui Iov, care, în vorbirea aceasta finală, el aduce la iveală acele lucruri care sunt cele mai frumoase și importante, să zic așa, în această discuție, din punct de vedere omenesc. Am văzut că apogeul a fost vorbirea lui Dumnezeu, care a, ne-a explicat care este problema, dar Iov explică acum din partea lui ce înseamnă neprienirea, ce înseamnă înțelepciunea. Și apoi în capitolul 29 și 30, el descrie slava pe care el a avut-o înainte de încercare pe care a avut-o. O, cum nu pot să fiu ca în Lunile trecute, ca în zile când mă păzea Dumnezeu, când candela Lui strălucea deasupra capului meu și lumina Lui mă călăuzea în întuneric, cum nu sunt ca în zile puterii mele când Dumnezeu vedea ca un prieten peste cortul meu, când cel tot puternic era cu mine, și când copiii mei stăteau în jurul meu, când mi se scăldau pașii în smântână și stânca vârsau lângă mine părâie de unde lemn. Dacă ieșeam să mă duc la poartă cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață, tinerii se trăgeau apoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare și așa mai departe. Iată slava lui Iof înaintea căderii, în comparație cu căderea adâncă în societate și disprețul pe care apoi l-a primit. Capitolul 30, versetul 1. Și acum am ajuns de râsul celor mai tineri decât mine, pe ai căror părinți nu-i socoteam vrednic să-i pun printre câinii turmei mele, dar la ce mi-ar fi folosit puterea mâinilor lor, lor când ei nu erau în stare să ajungă la bătrânețe. Și acum le explică el adânca cădere în societate și disprețuirea. Și nu putem să nu privim în, aceste, în aceste două capitole la Domnul nostru Isus Hristos să vedem slava pe care El a avut-o la Tatăl și unde El s-a umilit și ajuns să fie răstignit, să fie de cei care El i-a creat, dar care prin păcat au ajuns așa de departe încât nu poți nici să-i compari cu niște animale care n-au păcat, nu poți să ai încredere în ei nici măcar cât ai încredere într-un animal, ei îl scuipă pe împăratul împăraților și îl pun pe cruce. Iată contrastul care este descris în Filipeni 2, unde Dumnezeu Iisus vine, nu s-o gotea ca, un, ca ceva de, deținut, să rămână acolo sus și și-a dat jos slava și s-a făcut om, s-a făcut serv și nu numai serv, ci s-a umilit până la moarte și moarte de cruce. Iată că în aceste două capitole Iov explică de fapt cariera Mântuitorului și el este un tablou, un simbol viu a ceea ce Mântuitorul va face pentru întreaga omenire. Da, el este doar o lumină mică față de slava pe care Isus a avut-o în cer, nu putem să ne închipuim ca să vină jos căderea adâncă și desprețuirea. Și dacă citim în Isaia 53, unde a ajuns El să fie văzut de toți oameni, nici măcar toți îl disprețuiau. Slava înainte și adânca cădere. Pentru ce? Pentru ca să aducă mântuirea și justificarea, îndreptățirea omului căzut în păcat. Iar în capitolul 31, Iov descrie caracterul lui curat și vom vedea mai încolo câteva calități ale caracterului său și el încheie cuvântarea sa cu acele cuvinte, cine va da plângerea escălită de potrivnicul meu. Că ce mi-aș pune o ca coroană pe cap, aș purta pe umăr. Dacă ar fi acolo o plângere substanțială să mi se spună care este nedreptatea făcută. Iată că și aici Iov este reprezentantul divin, el reprezintă pe Dumnezeu care a fost atacat pe nedrept și unde este plângere scălită de potrivnicul meu. Unde se află? Cine poate să îl facă pe Dumnezeu vrednic de a făcut ceva rău? Nimeni. De aceea Iov, aici în caracterul său, cum vedea mai departe, și îl reprezintă pe Hristos, dar reprezintă și pe Dumnezeu, care în fața Universului, în ziua judecății, va pune totul la văzul fiecăruia și fiecare își va da seama că nu există nici o plângere, un motiv pentru plângere, nu există niciun motiv pentru răzvătirea lui Lucifer și a îngerilor săi care l-au preluat de la el răzvătirea, nu există niciun motiv că oamenii l-au răstignit pe Hristos, nu există niciun motiv pentru care cel neprienit este să fie pus pe cruce sau să fie să fie bătut. Nu există niciun motiv pentru aceasta. O, dacă am înțelege aceste, aceste câteva capitole, sunt așa o revelație a planului de mântuire într-un mod fenomenal. Este frumos să vedem cum Dumnezeu printr-un om se arată pe sine, Iof, Caracterul lui Iof este caracterul lui Dumnezeu, este acel caracter imaculat, curat, care nu mai are păcat în față de cine nu îi se poate aduce nici o plângere, pentru că dacă ar avea un motiv de plângere, atunci da, n-ar fi nicio problemă Iof să sufere sau chiar Dumnezeu să o ia asupra lui. Dar plângerea nu are substanță. Toți oamenii care se plâng împotriva Lui Dumnezeu într-o zi vor vedea că nu au de ce, pentru că din orbirea inimilor au acuzat și n-au știut mai bine. Deci aceste câteva capitole sunt așa de intense și frumoase și sper să le studiem, să studiați și mai departe. Mie mi-au adus enorm de multă înțelegere a lui Dumnezeu și a planului său cu răscumpărarea omului. Vreau să ne ocupăm un pic mai profund cu câteva definiții ale caracterului. Să vedem ce este caracterul. Ce este caracterul? Caracterul este suma gândurilor care sunt activitatea duhului plus emoțiile care sunt reacții fizice la gânduri, este feedbackul ul trupului către Duh și adăugat simțămintele care sunt nimic ce cât exprimarea nevoilor și a stării fizice care sunt îndreptate spre către Duh. Deci caracterul este suma acestor trei, aș spune, emoțiile sunt rezultatul gândirii. Simțămintele nu sunt rezultatul în așa sens imediat al gândirii, ele pot fi un rezultat al unei lovituri sau a frigului, a foametei, a unei nevoi fizice, pe când emoția doar descrie sau ne arată ceea ce am gândit în inima noastră. Deci ea este o reflexie directă a gândului pe când simțămintele este o expresie și o exprimare a nevoilor trupești care Duhul trebuie să le împlinească și ambele, normal, le simte Duhul. Ele, do ambele sunt reacții fizice, dar pentru că avem atât nomenclatură și unii numesc emoții, alții minte, am zis să le punem un pic mai Clar, de o parte, ca să știm ce este, și le-am făcut aceeași culoare aproape, pentru că ele sunt trupești. Avem doar două unități în noi, avem un Duh și un Trup care fac Sufletul acolo, cum am văzut, și această reacție între Duh și Trup face caracterul. Deci aceasta este caracterul omului care apoi rezultă în fapte și acțiuni. Deci, caracterul este viața interioară, invizibilă a omului, care, evident, se arată și în exterior. Deci, caracterul este ceea ce noi trăim în noi înșine și ceea ce aduc faptele noastre. Haideți să vedem cum funcționează omul în structura lui. Este o structură liniară, Începem de jos, adică de la sfârșit. Faptele noastre, ele sunt multiple, muncă joacă ce om face, avem multe fapte, ele toate trebuie să vină de undeva, noi știm că vin din gândul, dar înaintea gândurilor vin simțăminte, înaintea simțămintelor vin emoțiile și apoi vin gândurile, înaintea gândurilor vine motivația, înaintea motivației vine încrederea și înaintea încrederii vine înțelegerea de sine a Duhului. Aceasta este, așa, structura lineară. Deci, totul începe de la cine sunt eu și până la urmă se exteriorizează în fapte care sunt concrete și vizibile. Ceea ce este esențial pentru caracter este înțelegerea de sine. Sunt eu o creatură a lui Dumnezeu sau sunt Dumnezeu? Cu aceasta începem să calculăm toate informațiile noastre. Și dacă am fi conștienți de o creatură, că suntem creatura Dumnezeu, încrederea noastră ar fi în Dumnezeu și nu ar fi în noi înșine sau în alți oameni. Și apoi motivația noastră, dacă ar fi încrederea în Dumnezeu, ar fi dragostea, iar nu mândrie și egoism cu care noi ne-am născut. Deci noi suntem născuți în această eroare că nu știm cine suntem, credem că suntem cineva, cine nu suntem. Și aceasta ne aduce să avem ca motivație mândria și egoismul. Și din motivație apoi totul pleacă de acolo se dispersează în mii de gânduri, emoții, simțăminte, fapte, dar dar până atunci toate rămân împreună. Deci, ce este esențial ca să înțelegem pentru caracter, aș spune că aceste trei, acești trei pași, care sunt evident imediat făcuți, dar de la motivație, de acolo se dispersează totul în linii multiple. Până acolo este o linie, iar apoi putem avea mii de gânduri, putem avea mii de calculații, da, știm că este doar da și nu și câștig și pierdere, care este legată acolo de motivație, dar este infinit capacitatea noastră de a, adică ceea ce putem noi prelucra ca informație spirituală sau ca. care apoi are doar un efect în trup și în faptele noastre. Deci, cum să zic, răscrucea este la motivație. De acolo, de acolo încep să se ducă celelalte linii. De aceea, încă o dată, să stabilim: sunt faptele și caracterul același lucru, și sper să înțelegem că nu sunt același lucru. Faptele sunt foarte multe, am putea spune, și caracterul este unul. Este acela care îl avem, la are fiecare individ. Și din acel caracter pot să iasă multe fapte multiple. De aceea, caracterul iese, sau faptele sunt din două motivații, ori din dragoste și ele pot fi nenumărate multe, sau din mândrie și egoism. Faptele sunt multe. Caracterul este unul pe care îl deținem. Ok? Deci aici aș vrea să arăt că faptele pot fi multiple, pe când caracterul este unic al fiecărui om. Și acum, de unde știm dacă faptele noastre multe, diferite, vin din mândrie și egoism? De unde știm dacă motivația cu care noi gândim și cu care facem este corectă? Trebuie să știm că tot ceea ce facem noi aduce în viață o roadă. Și roada aduce la lumină motivația. Domnul Isus Hristos a spus: După roadele lor îi veți cunoaște. Și roadele nu sunt direct faptele celui care le face, ci influența faptelor lui asupra altora. Aceasta sunt roadele. Deci, dacă eu am o influență. În societate și ea, cei care o preiau, se schimbă în bine, atunci eu sunt bine. Dacă ei preiau ceva de la mine și se schimbă ei în rău, înseamnă că ceva în ceea ce dau mai departe nu este corect. Deci, roada a ceea ce facem noi este până la urmă hotărătoare să înțelegem dacă suntem conduși de Duhul Sfânt. Deci Duhul nostru este condus de Duhul Sfânt, este, are motivația dragostei, bucuria, pacea, răbdare. Aceasta se va arăta nu numai în viața noastră, dar se va arăta în viața celor pe care noi avem o influență asupra și ei, evident, trebuie să o preia, dacă nu o preiau, rămân toți cum sunt. Și la fel este roada cărnii sau a firii pământești, care aduce dispute, furie, frustrare, etc. Și aceasta se va dovedi în viața omului, dar și în viața celuia pe care îl influențăm, va duce același rod. Pentru că nu trăim singuri în această lume și suntem mereu înconjurați de alți oameni, de o societate. Deci, ca caracterul și faptele nu sunt același lucru, dar faptele arată caracterul și roada ceea ce aduc fapte noastre în viețile altora care le preiau, este acel lucru care dovedește dacă noi trăim din dragoste sau din mândrie și egoism. Fiecare individ are propriul său caracter, însă un lucru au toți în comun. Acest lucru, ca o repetiție, motivația de dragoste, ea aduce la evial multe caractere. Dragostea, când Dumnezeu i-a creat pe om, a zis să se mulțească și am fi avut fiecare un caracter individual, pentru că suntem indivizi, dar toți plecând de la motivația dragostei, toate caracterele sunt asemenea celui divin, deși sunt individuale. Același lucru este valabil pentru motivația mândriei și a egoismului cu care noi ne naștem, ea, aduce și rezultă în multe caractere și aceste caractere au același lucru în comun și anume există numai o singură motivație din care poate să iasă un caracter ori din dragoste, o din mândrie și egoism. Deci, caracterele sunt multiple. Motivația e una. Deci un singur lucru vom avea cu toți în comun, cei care vom fi mântuiți. Vom avea toți legea lui Dumnezeu scrisă în Inima noastră, vom lua din Dumnezeu și vom da mai departe, va fi aceeași motivație pentru ce facem ce facem, va fi Dumnezeu și dragostea lui, dar vom face toți lucruri diferite. Unul va face aceasta, celălalt, celălalt pentru că există multe lucruri peste tot. De aceea, fiecare are un caracter, e un individ. Și totuși, ceea ce este comun oricărui caracter este ori motivația dragostei, ori motivația mândriei și egoismului. De aceea, până la urmă, avem doar două rădăcini pentru caracter. Dragostea sau mândria și egoismul. De ce? Este caracterul așa de important. Biblia pune acces pe caracter. Accent puternic. În cartea lui Iov vedem ce, ce caracter imaculat avea el, curat. Și de ce este el important? Am enumerat câteva idei. Caracterul arată după cine se orientează o persoană, adică în cine se încrede. Ori te încrezi în Dumnezeu sau în alte persoane în, ca, în spatele cărora stă satana. Deci, n-ai încotro decât să te încrezi în Dumnezeu sau în alții. Altă posibilitate nu există și caracterul arată în cine ne încredem, pentru că până la urmă ne descoperă motivația inimii noastre. Afișează diferența dintre dreptate și nedreptate. Afișează diferența dintre bine și rău. Și caracterul este influența exercitată asupra altora spre bine sau spre rău. Deci noi trăind într-o societate, Dumnezeu punându-ne într-o societate, toți avem o influență. Și ea nu poate să fie decât de două feluri, spre bine sau spre rău. Mai mult nu există. Și aceasta nu sunt doar faptele noastre externe, ci este felul nostru de a fi, care are o influență enormă asupra celor din jurul nostru aceea, caracterul este puterea de influență. Caracterul va fi acela care va arăta toată slava lui Dumnezeu în niște oameni, cum a fost Iov în acest ultim timp. Nu va fi mai așa de mult vorbirea, nu vor fi o elocvență, iau să știu, argumente atât de puternice, ci va fi, vor fi niște ființe în a căror Viață se vede exprimat. Pacea divină, motivația dragostei, acea, acea legătură cu Dumnezeu care nu poate să fie ascunsă. Omul dinăuntru va fi pus pe de afară și aceasta va fi puterea de a convinge milioane de oameni pentru a se alătura lui Dumnezeu. Caracterul este puterea. De aceea, aici se dă lupta ca să dezvoltăm, să avem un caracter, pentru că el va hotărâ câtă influență avem spre bine sau spre rău, evident, în această lume. Și noi studiem pentru că vrem să avem o influență spre bine. Ne uităm un pic la influența în societate în ansamblu cum funcționează, aici este caracterul acelui care influențează și el emană o influență. În jurul lui este o atmosferă ori de pace, de bucurie a Harului Dumnezeu, ori este o influență de stres, de, de, de dispută, de argumentație. Dar deci trebuie să te uiți câteodată numai la om și imediat vezi ce caracter are sau cel ce îl împinge. Și vezi cum acționează și cum reacționezi la el și îți dai seama pe ce influență primești. Dar nu vrem să vorbim despre influența care o primim, ci vorbim despre influența care o dăm. Adică vrem să avem o influență care o avem oricum, dar este foarte important să o avem conștiență. Știm întotdeauna când acționăm că avem o influență, suntem văzuți de ochi nevăzuți, nu de îngeri și de Dumnezeu, ci în jurul nostru sunt oameni care nu-i vedem, că ei se ne observă și ei văd dacă comportamentul nostru este delăsător sau este demn al unui fiu ceresc, ei, ei văd dacă conversațiile noastre sunt de natură înaltă sau de natură josnică, toate aceste lucruri nu poți să le ascunzi, trăiești în această în această societate și ai această influență, de aceea trebuie să fim foarte conștienți că noi întotdeauna emăm, emanăm o influență asupra celor din jurul nostru, ori spre bine, ori spre rău, că există numai două influențe posibile, există numai două motivații diferite și ori din mândrie și egoism influențăm spre rău, ori din dragoste, influențăm spre bine și atunci cel influențat acționează în comunitate cu influența preluată. Deci, cam așa este modelul al influenței. Dar trebuie să ne punem câteva întrebări. Cine este responsabil pentru acțiunea celui care preia influența? Adică, cine răspunde în fața judecății când preiau influența, adică se ia după ceva sau nu? Iată, este cel care dă influența sau el care o preia. Unde stă responsabilitatea? Cine e responsabilitate? Cine e responsabil pentru acțiunea celui care preia influența? Mai trebuie să facem foarte clar. Poate cineva să fie responsabil pentru acțiunea altora? Cred cu toții că nu poate. De aceea influența are ceva care trebuie să înțelegem. Ea nu forțează. Nu forțează pe nimeni să preia acel lucru. Dar este o putere, influența, pentru că e caracterul care are o influență, dar el nu poate forța, pentru că nimeni nu poate fi forțat la acțiune, nimeni nu poate fi forțat la ascultare. De aceea, rezultatul și răspunsul la această întrebare este. Fiecare persoană este responsabilă pentru faptele ei. Nimeni nu răspunde pentru faptele celuilalt. Dar avem totuși o interacțiune a celui care dă o influență și a celui care se preia influența. Deci, nu te poți lăsa influențat. Asta ar fi pasiv. Trebuie întotdeauna să preiei, pentru că Duhul nu poate să fie forțat la nimic, atunci El trebuie să ia ca să dea. Deci, acțiunea este întotdeauna. A fiecăruia, și acelea care influențează, și acelea care preia influența, ea este, este o acțiune personală. Nu poți să zici, mă las influențat. Nu merge. Asta deja este o acțiune când tu faci ceva. Trebuie să iei, să, să dai. Nu există pasivitate în, pe, în, pe plan spiritual. Nu există pasivitate. Deci, fiecare este responsabil pentru acțiunea lui. Însă, ce spune legea cu privire la judecata dacă îi luăm pe amândoi? Pe cel care este influența și cel care preia influența. Ce spune legea cu privire la judecată? Cum va fi judecat cazul fiecăruia? Și iată că aici avem pe cel care influențează, cel care este influențat și știm că există doar două posibilități spre bine sau spre rău și acum cel influențat acționează în conformitate cu influența preluată. Acum am spus că fiecare este răspunzător pentru ce face el, dar cum dacă influența a fost spre bine, cine va fi răsplătit mai mult la judecată dacă a făcut binele cel care a preluat sau cel care l-a influențat spre bine. Și judecata divină, așa spune, cel care exercită influența primește răsplata mai mare. Fie binecuvântarea când este influența spre bine sau blestemul și pedeapsa mai mare dacă este spre rău. Cel care preia influența, da, el răspunde pentru ceea ce face. Dar să știți, de multe ori, un individ nici nu s-ar gândi la ceva rău, dar cineva vine și îl influențează spre el și el preia, el îl face. Dar cine trebuie să fie atunci pedepsit mai mult? Evident că cel care a venit cu ideea. Că noi eram mici și mama mea avea această această judecată. Fost toți trei băieții uh, și am venit târziu acasă, am mers undeva la film sau undeva unde nu aveam voie să mergem și mama întreabă cine a fost cel care va a ispitit să mergeți. Cine a fost cu ideea? Și cine era mereu cu ideea? Eu eram al doilea născut, eu eram acela care aveam întreprinderea, aveam mereu focul în mine și atunci eu primeam răsplata sau pedeapsa, să spun așa, cea mai mare, pentru că eu eram cel care aducea influența și ispitirea negativă. Dar o găsim în Biblie același principiu. Iisus spune, spune fie va fiul omului va fi ucis și va fi trădat, dar vai de acela de care va fi Zice, va veni ispitire și prigoană, dar vai de acela prin care va veni. Zice, cel care este un, o influență rea, mai bine să-și pună o, un, o piatră de moară după gât și să se scufunde acolo în unei Marea Mai Adâncă. Pentru că acel care are o influență spre rău va trebui să stea în ziua judecății, în picioare și să sufere, să preia pedeapsa mai mare pentru influența sa spre rău decât acela care a preluat acea influență. Deci, legea spune foarte clar. Noi trăim într-o societate, toți avem o influență. Spre bine sau spre rău. Conștient sau inconștient. Dumnezeu ne va arăta într-o zi... Că faptele noastre inconștiente au dus pe alții ori la bine, ori la rău. Și ar fi bine dacă le-ar arăta că sunt doar spre bine. Și au fost conduși, adică s-au lăsat și au preluat, nu s-au lăsat ei, au preluat această influență. De aceea, să fim clar, avem o răspundere. Copiii poate să fie răi, să fie neascultători dar cineva primi răsplata sau pedeapsa mai mare dacă a avut o influență pentru influența lui tata și mama. Pentru că ei sunt răspunzători pentru cel învață pe copil și nu neapărat cel învață, ci ce copilul preia, că el preia foarte multe fără să-și dea seama. Noi preluăm pentru că acest luat ne este in nevăzut în In inima noastră datorită firii noastre păcătoase. Noi preluăm așa de mult din, din, societatea noastră, nici nu ne dăm seama cât de mult noi ne orientăm după societate în loc după Dumnezeu. De astfel, ar trebui, putem să vorbim o oră întregi despre influență și ea este hotărătoare să o înțelegem. Nu putem să ne debarasăm de ea, dar putem să alegem să fim o influență spre bine și să nu fim o influență spre rău. Pentru că cel care va avea influența spre bine va avea răsplata mai mare. Ce cu pedeapsa lui Lutef, Lucifer? Cum va fi Lucifer pedepsit? Pentru că el este acela care a adus păcatul, a adus răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu. În el s-a născut. El nu s-a lăsat condus de rațiune, ci a mers irațional și a influențat apoi pe înger care niciodată nu și-ar fi Venit la ideea că ar fi ceva în regulă în, în Dumnezeu și în felul cum El conduce Universul. Doar prin Lucifer ei au fost ispitiți să gândească acest lucru. Deci, Lucifer este acela care a exercitat și a o influență asupra celor seduși. Poate să-i forțeze? Nu. Evident că nu. Și cei seduși. Sunt răspunzător pentru ceea ce fac. Am văzut când și cum, pentru că ne naștem, orb și așa mai departe. Toate acestea le-am vorbit în celelalte prezentări. Însă, acum, la judecata finală, cine va fi pedepsit? Cel mai mult. Lucifer, având principala contribuție la toate faptele rele. Toate faptele rele care un om le face, Lucifer are influența. Și el fiind principala contribuție la toate faptele rele, el va avea penalizarea cea mai mare pentru fiecare act la care a sedus pe ascultătorii lui. Pentru el va fi persecutat pentru fiecare păcat care s-a făcut pe acest pământ. Pentru că el a inițiat. Dacă el nu venea la Eva să-i spună, Eva, hai mănâncă dacă nu o folosea pe Eva ca să-l ispitească pe Adam. Păcatul n-ar fi. Da, Adam și Eva sunt răspunzători pentru ceea ce au făcut, dar fără influența lui n-ar fi făcut. De aceea trebuie să știm acolo de unde este izvorul. Acolo aceea va fi și pedeapsa cea mai mare. De asta să fim foarte conștienți. Dumnezeu este drept și păcatele celor mântuiți. Lucifer le va lua pentru că ele are principala contribuție la toate ale lor și Iisus Hristos, preluându se pe cruce, le poate apoi pune pe Lucifer sau pe cei care le-au comis. Una sau două. Însă, pentru influența lui, care Lucifer a făcut-o, indiferent mântuiți sau nemântuiți, el va pentru că el are principala contribuție la toate faptele și păcatele care cineva le face, atât îngerii cât și noi, ca oameni care am căzut în păcat. Deci să ținem foarte bine minte aceasta: Dumnezeu este drept. Cel care influențează este întotdeauna mai pedepsit decât celălalt. Însă. Nu uităm, fiecare persoană este responsabilă pentru faptele ei. Lucifer pentru a lui, tot se duce și pentru a lor, însă la judecata finală, cel care este influențatorul, este cel care este pedepsit sau binecuvântat mai mult. Cine va avea cea mai mare binecuvântare în veșnicie? Aceasta este o întrebare frumoasă. Cel care a avut a exercitat cea mai mare influență spre bine. El are comoara cea mai mare. El este cea mai mare binecuvântare. El se va bucura în ceruri pentru ceea ce Dumnezeu, prin halul Dumnezeu, a făcut pe acest pământ. Și întrebarea se pune: cine are cea mai mare influență spre bine? Acela a cărui caracter este cel mai desăvârșit. Cu cât caracterul este mai desăvârșit, cu atât mai mare este influența spre bine. Pentru că caracterul este puterea prin care noi acționăm. De aceea caracterul lui Iov va avea multe, multe suflete salvate în cer. Pentru că a fost un caracter desăvârșit. Cine va avea cea mai mare binuntare în veșnicie? Evident că Domnul nostru Iisus Hristos, Isaia 53, spune că El va vedea rodul muncii sale și va fi mulțumit. Dar și alții vor fi în ceruri mulțumiți și vor avea binecuvântare în veșnicie, dar este o grupă care vor avea un privilegiu deosebit împreună cu Hristos, de a împărți o binecuvântare care alții nu au și aceea este acelor 144 de Ei, ei au. Vor merge unde merge Iisus, pentru că ei vor fi puși în furtuna acestei, acestui pământ, înaintea tuturor oamenilor să fie văzuți și caracterul lor, nu va fi vorbele lor Așa de înalte, nu va fi argumentația, va fi felul lor de a fi acea persoană din care emană dragostea divină. Ce, ce forță va trebui să fie acel lucru? Ce, ce putere? Mii și milioane de oameni vor prelua și vor zice, dacă ei sunt așa, vrem și noi să mergem cu Dumnezeul lor influența lor va fi cea mai mare, pentru că ei vor fi în tumultul acestei lumi, în centrul, miliarde de oameni vor vedea pe ei și vor, va fi prin ei întregul pământ umplut de slava lui Dumnezeu prin un caracter de așa cum l-a avut Iof, cum l-a avut Hristos, ei îl au. Și această putere, să știți, va fi puterea spre mântuirea foarte multor oameni, pentru că ei nu emană pe ei, ci emană slava lui Dumnezeu. Așa cum Iov nu reprezenta pe, pe el, ci pe Dumnezeu, pe Hristos, așa și copiii săi și în mod special această grupă de oameni pentru care, în care vrem, vreau și eu să fiu și sper și alții să facem parte suntem cei aleși sau cei. Ei sunt primul rod sau cei aleși sau cei uh, rămășița, Ei sunt cei care vor încheia aceasta și ei vor avea cea mai mare influență pentru că caracterul lor trebuie să devină desăvârșit ca apoi Dumnezeu să se poată pune în aceeași încercare în care l-a pus și pe Iov. Înainte ca să fie desăvârșit, degeaba pui pe un om la încercare, el va cădea și va face numele lui Dumnezeu de rușine. De aceea Dumnezeu îi va pregăti. Și când noi știm că în vânturile încep să bată, atunci știm că Dumnezeu și-a pregătit un popor care îl va reprezenta, a cărui neprihenire va fi neprihenirea lui Hristos. Acolo nu va putea să găsească acuzații, vor fi acuzați și totuși nu există acuzație. Toate acuzațiile vor fi pe nedrept, așa cum au fost împotriva Domnului Hristos. Chiar dacă sunt puși în închisoare, alegați, persecutați, omorâți. Nu cei 144 nu vor fi omorâți, dar vor fi mulți omorâți în acel timp care a fost credincioși lui Dumnezeu. Ei toți au un caracter divin. Ei toți acționează din dragoste și nu au nicio vină pentru care sunt atacați și pedepsiți. Aceasta este harul. De aceea, cu cât caracterul nostru crește în desăvârșire, cu atât suntem umpluți mai mult de Duhul Sfânt. Dar umplerea Duhului Sfânt nu este ceva mistic sau așa zis, eu zic, miraculos este, pentru că să fi transformat într-un caracter ca al Domnului este ceva miraculos, nu e ceva omenesc, descredibil. Însă, nu este o lucrare deodată, și este o lucrare continuă. Și cu cât noi creștem în harul Dumnezeu și caracterul nostru se dezvoltă spre a fi un caracter care trăiește din motivația dragostei, influența noastră spre bine va crește proporțional cu ea. Pentru că cu atât cât crește desăvârșirea noastră, iubirea lui Dumnezeu, cu atât Dumnezeu ne va duce mai mult în societate ca să putem să exercităm această influență, pentru că știe, aceasta este puterea de mântuire. Aceasta este ceea ce va aduce rodul final. Tipică egalitate în caracter, în circumstanțe similare. Aici luăm pe cei trei, Iov, care are un caracter asemenea lui Hristos și îi luăm pe cei 144.000 de mii care și ei au un caracter asemenea lui Hristos. Da, iau ceva în comun. Eu v-am văzut fenomenal. Cei 144, la fel. Ei vor fi merși, vor, vor fi dați, așa vor nu vor avea slava pe care Dumnezeu a avut-o sau Hristos în cer înainte, Poate nu, nu, vor avea nici slava lui Iov, care a fost așa de recunoscut, dar vor avea și ei o anumită stare din care ei va trebui să meargă apoi să fie, cum să zic, scuipați, disprețuiți în ultimele zile ale acestui pământ. Tipică egalitate în caracter, în circunstanțe similare, toți au caracterul Domnului Hristos, care este caracterul Tatălui Ceresc. Am pus așa pe scurt cele trei caractere lângă o altă, să vedem cum ele se suprapun, am putea aproape spune, în acele lucruri care le sunt comune. Iată în Iof, capitolul 27, zice, Iof și-a oprit privirile Asupra unei fecioare, adică, capitolul 31, chiar la început scrie, și-a oprit privirile asupra unei fecioare. Adică, nu s-a uitat la o fecioare, a zis, s-a făcut un legământ, ca să nu fac, pentru că știa, el știa, Matei 7, ne zice Domnul Isus Hristos, cel ce se uită la o femeie și o, o, o um, poftește în inima lui, deja a păcătuit cu ea. A comis adulter și el știa acest lucru, de aceea zice, mi-am oprit privirile, n-am oprit privirile asupra unei feciare. Deci a, nu e vorba să te uiți, e vorba să poftești, e vorba să ești în căutarea așa unui lucru. Iov nu era, el arată o puritate morală absolută. Buzele nu vor din nimic nedrept, Limba nu spune nimic neadevărat, nici o remușcare pentru nici una din zilele mele. oh, când vom ajunge noi acolo, neprienirea îmi era manta și turban, orbului eram ochi, știopului picior, eram un tată celor nenorociți, rupeam falca celui nedrept, deci un judecător drept, smulgeam prada din dinții celui care a furat. Deci Aici Iof reprezintă și o autoritate judecătoare, pentru că este un simbol, o, o pildă, o, un tablou pentru Hristos. Iată, Hristos, am luat doar câteva texte să vedem caracterul lui. El, în Petru, 1 Petru 2 cu 22, el n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit riclecșuc, exact ca și în cele ale lui Iof avea deci o neprienire desăvârșită. În Isaia 11, și acele texte le citim, fapt este 1 până la 5, Apoi o va ieși din tulpina lui Isaia și un văstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, Duh de înțelepciune și de pricepere, Duh de sfat și de tărie, Duh de cunoștință și de frică de Domnul, plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotări după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărâ cu neprienire asupra nenorciților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelui va omorâ pe cel rău. Neprienirea va fi brâul apselor sale și credincioșia brul mijlocului său. Iată aici dacă Iov spunea că el are neprinirea era manta și turban, același lucru, ce neprinirea va fi brul coapselor sale, va judeca pe cei săraci cu dreptate, va omorâ pe cel nedrept. Și în Seia 59, iarăși avem această tablou al Domnului Hristos, care vine nu să mântuiască din păcat, ci vine să aducă judecata finală, se îmbracă în neprienire ca și cu o platoșă, își pune pe cap coiful mântuirii, ia răzbunarea ca o haină și se acoperă cu gelozia ca și cu o manta. El va răspăti fiecare după fapte lui, va da potrivnicilor săi mânia, va întoarce la cei la fel vrăjmașilor săi și va da ostravelor plata cuvenită. Atunci se vor teme de numele Domnului cei de la pus și de slava lui cei de la răsăritul soarelui, când va năvăli vrăjmașul ca un râu, Duhul Domnului îi va pune pe fugă. Da, va veni un răscumpărător pentru Sion, pentru cei cea lui Iacov, care se vor întoarce de la păcatele lor, zice Domnul. Da, acest răscumpărător este atunci când va veni la judecată, se îmbracă cu neprienirea ca și cu o plată și pe cap coiful mântuirii va răspăti fiecăruia după faptele lui. Vedeți că le putem suprapune aceste două caractere. Și acum vine caracterul cel 144 de mii din Apocalipsa 14 și 19 și sunt și alte locuri am luat, sunt verguri. Ce înseamnă o vergură? Este un simbol pentru o puritate morală desăvârșită, exact așa cum avea Iov, așa cum avea Domnul Hristos, așa și cei 144 de mii o au. În gura lor nu s-a găsit minciună, iată buzele mele nu vor nimic nedrept. În, în, gura lui Hristos nu s-a găsit nici în gura lor, limba este fără vină înaintea lui Dumnezeu, nu au nicio remușcare, păcatul a fost, sunt îmbrăcat cu in subțire, sunt faptele prienite acolo în Apocalips 19. În Zaharia 3, 3 cu 5, acolo este tabloul acesta al uh, marelui preot care uh, Iosua, care este acuzat și are haină murdară și se schimbă haina și se pune pe cap o mitră curată, este un simbol pentru cei 144 de mii care vor face acea lucrare de a zidi templul în, 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 plan simbolic la sfârșit. Matei 25, flămândului dat de mâncare, găsim acolo acea pildă unde setosului se dă de băut pe cel gol, este îmbrăcat pe bolnavi, vizitat și pe cei în temniță, sunt vizitați la fel. Iată cum se pot suprapune aceste trei caractere care arată că în viața lor motivația este iubirea. Este caracterul lui Dumnezeu descoperit în acești oameni. O, aș vrea și eu să fiu așa, să fie într-o zi aceste lucruri spuse despre mine să fiu liber de această mândrie și acest egoism de această fire păcătoasă și să fiu liber de a nu mai face ceea ce nu vreau să fac de a, de a fi îmbrăcat cu haina neprianirii de a fi spălat de tot de orice mudărie de orice întinare și caracterul și haina mea să fie o haină a dreptății. Să zic și eu că mă îmbrac cu neprienirea ca cu o haină, sau ca o manta și un turban. Da, nu știu cum Dumnezeu va reuși să ne aducă acolo, să mă aducă acolo. Doar prin credință cred că este posibil. Nu știu cum, nu știu calea până când, dar am această credință care o iau în cuvântul lui Dumnezeu, așa cum Iov a reușit, așa cum și alții în Biblie au reușit, de ce și Dumnezeu cu mine să nu reușească dacă eu colaborez cu El pas cu pas, zi și noapte, fără întrerupere, de ce să nu se săvârșească și în mine caracterul pentru slava numelui Său? Văzând acest tablou al acestor trei oameni, adică sunt doi oameni și o, o grupă de oameni, nu este ceva foarte atrăgător să devii ca ei? Pentru mine este. Nu există nimic mai atrăgător în această viață pentru mine decât să am această, aceste trăsături de caracter. O, oh, dacă le-aș avea cât se poate de repede. Pentru că atunci sunt și convins că fericirea mea va fi ca valurile mari. Nu se va face așa un caracter din nimic. Nu se va face așa un caracter plimbându-se. Nu se va face așa un caracter căutând pietele pețioase pe acest pământ și argintul. Nu vom construi acest caracter niciodată prin delăsare și pasivitate. Pentru ca să ajungem la acest caracter ne va trebui o veghere, toată ființa va trebui să fie antrenată pentru a ajunge acest scop. Și la aceasta vreau să ajung și la aceasta doresc să încurajez pe fiecare care mă ascultă. Amin.